Salutăm toți băieții șmecheri care sunt abonați la acest canal uh, de YouTube și anume Aleximian. Astăzi suntem din nou în Taxi Live, simulatorul de taxiuri adevărate, care știți cum cu toții că e o piesă de joc, o lapis de rezistență, cum, cum îi zic eu. Uh, am reușit într-un final apoteotic, ca să zic așa, să ne achiziționăm o Tesla, la frate, o test la mama ei să facem taximetrie pe curent electric așa cum trebuie și suntem din, or din nou în orașul Barcelona, român în Barcelona, care vrea și el să facă un ban cinstit cu volanul Logitech G923, că ăsta se potrivește la, la joculețul ăsta și astea fiind spuse, hai să intrăm să facem niște bănuți în jocul ăsta, vi recomand maxim ca de obicei, știți că eu nu vă recomand jocuri care sunt nasoale. În general toate sunt jocuri mișto pe care le-am prezentat aici pe canal. Hai să dăm aici puțin camera să vedem volanul ăsta șmecher. Mamă ce bombastic e! Fii atent! Ia uite, hați, 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 să ha vedeți ce mișto, ce mișto merge și ce rapidă e. Bine, e amenzul pe mare cu asta. Și hai să luăm și noi primul client. Ma, ia să vedem. Uite, avem un ăsta care ne dă bani mulți. O campioană, cum îi zic eu. Hai să mergem să o luăm pe campioana asta. O luăm pe doamna Rosalia Și pornim uh, Pornim bijuteria Tragem frâna de mână Așa Hai să-i dăm așa Bătrânește Ușurel așa ca să nu Să nu începem tare din prima Dacă nu ești abonat la acest canal Te rog Maxim de tare să o faci pentru că ai ce vedea la mine pe canal, facem tot felul de clipuri din astea cu sim racing, cu jocuri cu mașini, cu tot felul de tâmpenii de genul ăsta. Bine, tâmpenii. Nu sunt tâmpenii, sunt jocuri. Pentru unii un mod de viață, un mod de trai, o pasiune pentru alții, cum sunt eu și poate mulți dintre voi. Nu e nimic rău în a te juca. Asta ca să știți. Ba din contră, vă îmbunătățește reflexele avem uh, culoarea verde a semaforului și noi acum facem la stânga cu semnal cum trebuie ce vorbești mă ca la mama lui taximetrist adevărat bine nu taximetrist adevărat că ei nu prea dau semnale hai să o luăm pe cucoana asta hai tanti urcă te în Tesla că n-ai văzut în viața ta așa ceva well. drive very You'll get a big tip when you do that. However, I will get really upset if you break a single traffic violation. adică doamna se simte foarte rău, nu știu ce o făcut făcut aseară, în niciun caz ceva bun, se simte foarte rău, vrea să ajungem să mergem cât se poate de regulamentar, să respectăm toate regulile de circulație, pentru că azi, altfel dânsa se va supăra extrem de tare ca să înțelegeți, da? Deci se va supăra foarte tare dacă noi mergem foarte, foarte tare cu mașina sau nu respectăm regulile de circulație. Eu să-i să se facă rău și borăște mașina. și, sincer, nu vreau să-mi borească noua mea Tesla. Asta e clar. <laughs> e, e panorama în jocul ăsta. Deci aici, de exemplu, în cazul ăsta, trebuie să pleci pe verde, trebuie să mergi încet, să nu o prea tare pe doamna, că dacă a fost seară în party, Vă dați seama, cu băuturică, cu dalea, cu dalea, cu nu știu ce, și acum se simte rău și trebuie să mergem încet. așa, așa, așa trebuie, ce să facem? Mergem încet, ce să respectăm clientul nostru, stăpânul nostru. Ce să facem? Verde. Și aici trebuie să facem la... Mamă! Speed bump trebuie să le iau ușor, să nu o deranjez, dai seama și tu. Ce poate să fie? Așa. Și mergem încet, nu ai mere regulament, trebuie să merg regulamentar, că n-am încotro, dacă am depășit viteza legală sau ceva, imediat mi-a luat cursa și mi-a luat banul. Sau dacă trec pe roșu, nu mai pot să fac nicio șmecherie, nimic cu asta în mașină. Și am demers cu ea un kilometru 37, fii atent. Trebuie să stai la semafor. E plăcere deosebită. și bineînțeles trebuie să fii atent și la dobitocii care intră în tine. Că nu se uită. Haide, că nu mai vreau să prind un semafor. Bine, măcar bine că dacă intră ăia în tine nu, nu te penalizează doamna. Uite, era să trec pe roșu acum. Trebuie să stau la toate semaforile, că n-am încotro. Verde! Hai repede să scăpăm de, de domnișoara. Ia uite ce stă fratele vostru la toate semafoarele să moară Jaxana. Uci să încoteți, uitați -vă, uitați vă și voi aici, ce stau eu la toate semafoarele posibile. Bă, ce faci, băi, pitule? Vezi că am aici o borțoasă, o gravidă, o... nu eu știu ce e doamna asta, s-a făcut rău ea. Ia. ia uite ce rău e. Da ușor să ne oprim aici la semafor să vă arăt. Ești bine, tanti, acolo în spate? A, ah, uite ce priveliște ai, să moară tanța. Ai stat un test la în viața ta. Hai, hai, hai cu semaforul, hai cu semaforul. Hai să scăpăm de doamna asta, că... Parcă miroase urât în mașină. Ia uite-o. Uită pe geam, ai place. E cum să nu-i placă. Place că are fraierul care merge așa regulamentar cum trebuie. Unde a văzut ea așa ceva? Ce vorbești, mă? Comentarii inteligente, mă. Al de taximetrist. Taximetrist de România în Barcelona. Hai, 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 că nu vreau să prind semaforul ăsta. În niciun caz. Mergem așa ca bătrânește, ca moșii. Cu semnale, cu tot ce trebuie. Că na, V-am spus, nu vrem să o, o deranjăm pe, pe doamna prea tare că. A zis că ne dă și gros. Ne dă banul gros. Uite, eu acum, dacă era pe, ce mi arată aici pe GPS, făceam și eu o românească, dar. Mi-a zis să nu încurc traficul, să nu fac jmecherii, că să supără și anulează cursa. Și atunci trebuie să fac aici tot, tot traseul ăsta. Nu știu de ce, dar eu semnal în curbă. Perească Dumnezeu! Bă, da, mai mi se întâmplă și în realitate chestia asta. Voi știți? Uneori. Voi, că dată așa obișnuit cu semnalul că dau semnal tot timpul, mă obișnuit cu semnalul la tot zilul, dau și în curbă câteodată. Dai seama, la în spatele meu, ce, ce prostul ăsta dă semnal în curbă. Se mai întâmplă, frate, când folosești prea mult semnalul. Aia care nu-l folosesc, da, nu au treabă, nu. Hop! Hai de să scăpăm de asta, să vă arăt ce poate să facă Tesla asta. Cu adevărat, ce viteză ce este. Sunt curios câți bani ne dă, câți bani luăm de la asta, că ar trebui să... Să luăm bani frumoși de la asta, sincer. Uitați-vă și voi cum am dus-o, capă -o prințese, capă... Ce vorbești, mă? Capă prințesa Barbie, ești nebun, ia uite -o. Ia uitați-o cum stă ea acolo, mititica în spate. Hop! Frână, ieși afară, cu coana. Hai să te văd. Hai să te văd. Ia să vedem. La bănuții, ră. La bănuții mă interesează. Ah, dracu, a, dracu, mi-a dat dacă patru stele. Nesimțita. A, ah, bine. O iertăm. Mă scuzați-mă pe mine, fraților. acceptarea 4 stele. Dar fiți atenți, cursa a făcut 268 de... Uh, 269, punem, de euro. Și femeia mi-a dat tips 927 de euro. În total, 1196. Frumos. Așa, da, îmi place. Deci îmi place. Ce e frumos, e frumos. Acum hai să vă arăt cu adevărat ce poate să facă minunăția asta de Tesla. Dacă ca să vă arăt cu adevărat viteza lui Tesla, bine, dar o să... Stai așa să vedem unde putem să... să-i dăm. Ia. Să-mi fige? Hai să găsesc un drum din ăsta mai... Mai ca lumea, fără speed bump-uri, fără poliție, fără nebunii... Hai să vedem ea, să vedem pe aici... Pac! Și cred că... Uite aici, aici îi dăm, hai să vedem! Hai să vedem cât timp prinde suta aia! Pac! Hai, start! Foarte repede, frate! 135 maxim Nu merge mai mult Bine, cred că-s limitate în joc uh, Mașinile Și nici nu poți să scoți limitatorul ăsta Sau să faci ceva, în niciun caz Trecem pe roșu frumos Că acum nu mai avem client, nu mai avem de ce Oh, ule, stai că am intrat pe interzis Scuze frățiorul meu, stai așa că dau cu spatele Nu-i problemă, nu-ți face probleme M-am încurcat puțin în În semnele de circulație Stai liniștit, nu-ți face probleme Hop, stai că trece, ha? nu trece nimeni, hai, hai că merge Mamă, da ce mișto e Tesla, deci chiar mișto Tesla Este o mașină, Tesla este o mașină care cu adevărat îmi place inclusiv în, în viața reală și mi-aș dori o Tesla, vă spun sincer Cu avantajele și dezavantajele cu care vine, da, chiar mi-aș dori o Tesla, foarte mișto ca mașină Hai să ne parcăm și noi pe undeva pe aici unde să mă parchez? Că nu găsesc loc de parcare, frate. Zici că ești din București, ești nebun. Peste tot borduri, toate cele. Mă bag și eu așa frumos la, la așteptare pe aici, pe undeva, ia. A? Am unde aici? Nu. O, ești nebun. Ia stai că mă bag eu aici pe trotuar lângă ăștia, mă. Pac, pac. Scuză-mă, tanti, sunt cu taxiul, frână. Frumos, hai să mai vedem o dată în toată splendoarea ei, arată bine. Vă dați seama, avea cum să o facă 100% să arate ca Tesla, pentru că n-au drepturi de autor pentru mașina asta. Băieții, cam asta a fost clipul cu Taxi Life, cu Tesla, bineînțeles că ne-am cumpărat, vedem ce mai strângem bănuți în viitor, că mai avem o mașină de încercat în jocul ăsta, un Mercedes, ceva de, cu adevărat lux, lux opulență, dar trebuie să strâng banii grei pentru mașina aia, pentru că e cam cea mai scumpă. Așa că fratele vostru Aleximian vă salută cu respect și ne vedem în clipul următor ca de obicei. Abonați-vă acolo pe, pe forță la canal să facem și noi 100.000 de abonați. Vă salută fratele vostru.